Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am reîntâlnit la o nouă emisiune Sportul Special. Discutăm despre proiectele, despre bilanțul la jumătatea anului 2017, bilanțul instituției care monitorizează, organizează și gestionează activitatea de sport și tineret în județul Teror. Este vorba de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Suntem în luna mai, dragi prieteni, la jumătatea lunii mai. Ușor, ușor putem să încercăm primele concluzii ale acestui an calendaristic 2017, ce a fost bine, cum am demarat, ce am reușit să facem și mai ales, ținând cont, mai ales pe sectorul de tineret, activitățile de tineret care sunt în organizarea acestei direcții, să vedem ce proiecte are Direcția de Specialitate a Județului Teleorman în acest sector. Dragi prieteni, am plăcerea de a vă prezenta invitatul din această seară, doamna profesor Mariana Mitran. Bună seara, bine ați revenit la noi în studio. Bună seara! Doamna profesor, așa cum spuneam în deschidere, suntem la jumătatea anului și acum puteți practic să vedeți ce ați reușit să faceți, cum ați reușit să vă pregătiți pentru perioada asta de 3 luni, care este una foarte importantă, în special pentru acțiunile de tineret, pentru că vor lua elevii vacanță și atunci veți fi angreat în diferite proiecte. În primul rând, anul bugetar 2017 este la jumătate. Am avut un an bugetar destul de... De greu și mai ales fricțiunile politice la nivelul cel mai înalt. Știți foarte bine, au fost niște tensiuni politice care s-au repercutat și în mersul economiei și în adoptarea bugetului. Un buget adoptat destul de târziu, după multe discuții și fricțiuni. Bugetul direcției a venit aprobat de-abia la sfârșitul lunii martie. Așa, că vă dați seama... E proaspăt. Este proaspăt, dar deja... S-a consumat. Întreg bugetul. Nu întreg bugetul. Vă dați seama că a trebuit să facem o trimestrializare care o trimitem la minister, ni se aprobă. Aveți deja experiență în funcția asta pe care o dețineți și pe care o exercitați. Și vreau să vă întreb pentru un director de instituție căreia îi se acordă și îi se aprobă bugetul la jumătatea lunii martie sau la sfârșitul lunii martie. Cum face el? Este foarte greu. Dacă în ceea ce privește activitatea sportivă am avut marele gând, marea intuiție să facem niște, să zicem între ghilimele, provizii anul trecut, să cumpărăm niște materiale, niște echipamente sportive ca să putem să începem acțiunile chiar din 1 ianuarie, în ceea ce privește activitatea de tineret, de-abia după ce vine aprobat bugetul, după ce se face calendarul activităților de tineret, trimis către minister după ce vine aprobat de la minister. Deci există o întreagă birocrație care trebuie respectată, pentru că numai în felul acesta există legalitate. Nu putem demara nimic fără aprobarea ministerului. Proiectele de tineret le aveați deja... Aveați un calendar provizoriu creionat, sigur. Nu a fost foarte, foarte, foarte greu de făcut. Ne-a tras puțin înapoi bugetul care l-am primit, pentru că, din păcate, nu mai putem să facem așa multe acțiuni, activități de tineret care le-am desfășurat anul trecut. Activități care s-au ținut în centrul de tineret Alexandria, care se află la etajul 3 al Inspectoratului Școlar, da, baza turistică Valahia. Și două, trei activități de tineret le-am desfășurat chiar la centrul de agrement Dunărica Zinicea, care se află în administrarea direcției. Unde ați tăiat? La ce ați renunțat? Și haideți să ne uităm puțin la cifre. Am început așa ex abrupto și ne-am focusat rapid pe sectorul ăsta, parcă mai vitregit așa, al acțiunilor de tineret, din ceea ce am înțeles la dumneavoastră. Și vreau să vă întreb, față de anul trecut, din activitățile pe care anul trecut direcția le-a organizat și le-a pus în practică, la ce ați fost nevoit să renunțați? În primul rând, anul trecut am început mult mai devreme derularea acestor activități de tineret. Deci foarte mult mai devreme față de acest an. Vă dați seama că nu vom mai putea să organizăm un număr tot așa de mare. Avem întâlniri cu Consiliul Local al Tinerilor Alexandria, avem întâlniri cu Consiliul Județean al Elevilor și sperăm, în funcție și de dorințele dumnealor, noi avem o serie de activități în care vrem să implicăm. Avem asociațiile, ONG-urile care vin să participe, care își oferă voluntarii în realizarea acestor acțiuni. În mod sigur nu vor mai fi ca și număr la fel de mare ca anul trecut, dar vor fi. Dar ele vor exista. Vor exista. Ce
Ce înseamnă aceste activități pentru tineret? Diferite întâlniri, cursuri? Diferite simpozioane, cursuri, educație non-formală, tânărul lider, probleme despre carieră, despre formare profesională. Discuții care sprind la tine și care sunt dornici să le discute și să afle cam în ce fel ar putea fi rezolvabile. Cu modernizările logistice ale direcției, cum stați? Pentru deocamdată că... nu dispunem de modernizări. N-ați ajuns la capitolul ăsta? Nu, anul acesta nu. Să vedem probabil o viitoare rectificare. O rectificare pozitivă, acum să nu copim că ea... Bine, vreau să vă spun că ministerul nostru face această rectificare de-abia în luna octombrie, deci vă dați seama că... Dulciuri de iarnă. Da, e complicată situația. V-am întrebat de acele dotări pentru că aceste activități informale și non-formale presupun și o logistică. Dispunem, să știți că dispunem de o logistică, de o aparatură cât de cât modernă, nu foarte multe, dar ceea ce era important și din punct de vedere calitativ, să zic că am reușit să le luăm în 2015, când a fost un buget foarte bun pentru noi și pentru activitate sportivă și pentru activitate de tineret. Cât aveți pentru tineret anul acesta? Aveți acolo pentru notat? Anul acesta avem 64.723 de lei, dintre care la activități... Adică vreo 640 de milioane. Da. Ideea e că mulți bani din, o parte mare din această sumă este alocată concursului local de proiecte. Da. Care am văzut că ați intrat pe site-ul nostru, da, și am fost conform metodologiei, trebuie afișat. Există ONG-uri care vor să aplice, care depun proiecte, care trebuie să corespundă unor criterii, să îndeplinească niște cerințe pentru aprobarea acestor proiecte. Deci foarte mulți bani de tinere se duc pe acest concurs local de proiecte. Da. 60%. 40% revine, atât revine activității proprii a direcției, activității de tineret. Da. Suficient? N-aveți încotro? Asta este. N-aveți încotro. Vorbim puțin despre acest concurs local de proiecte, cel care deschide site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Și zice așa că Ministerul Tineretului și Sportului organizează în perioada 15 mai, adică de astăzi, pe 7 iulie 2017, prin direcția dumneavoastră, concursul local de proiecte pentru tineret 2017. Tema concursului de anul ăsta, stimularea implicării tinerilor la viața societății. Da. Aplicanții eligibili pentru concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt organizații neguvernamentale non-profit, celebrele ONG-uri înființate legal și cu sediu în România, respectiv asociații, fundații, federații constituite și care funcționează conform prevederilor OG numărul 26/2000. Cum cei care sunt interesați pot să acceseze site-ul nostru și fiecare solicitant poate depune maxim 2 proiecte. Da, atât maxim. Și pe teme diferite. Stimularea implicării tinerilor la viața societății. Anul trecut am avut două organizații câștigătoare, Parteneri pentru o Comunitate Europeană și Organizația de Tineri Romfra, cu care am colaborat foarte bine. Romfra, o știu și da. Și prima nu e cea în care este doamna Cepan? Da. Alina Cepan. Alina Cepan cu sora ei, Mărina. Da. Bun, am filmat evenimentele respective. Dumnealor. Mare amploare, da. Un ONG tânăr. Este. Un ONG tânăr, dar foarte, foarte activ. Da, vis-a-vis de Parteneri pentru Comunitatea Europeană, iar vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat cu Romfra, a fost un proiect foarte bun. Au fost veniți străini din Franța, au venit la noi, la Romfra, am socializat, am comunicat. În franțuzește sau în englezește? Fiecare cum a putut. Da. Așa, da. Bun, cam asta ar fi cu tineretul. Doamnă, sportul cred că este cel mai consistent capitol aici, la dumneavoastră. Cel mai consistent ca și eveniment, ca și domeniu. Ca muncă de zi cu zi. Da, da. Și vreau să vă întreb la acest capitol bugetar, cum stați cu... Din păcate, anul acesta am primit doar 80.000 de lei în comparație cu anul 2016, când am avut 1.300.000. Și să nu mai comparăm cu 2015, când am avut 1,5 miliarde pentru activități sportive. Dacă anul trecut, din acest 1,3 miliarde, am putut să facem 39 de acțiuni la sportul de performanță și 41 de acțiuni la sportul pentru toți, anul acesta am fost nevoit să reducem. Din păcate, am făcut
sau mă rog, urmează să se desfășoare. Avem 3 etape județene plus 18 acțiuni la sportul de performanță, iar la sportul pentru toți avem 15 activități proprii ale direcției și am colaborat cu Inspectoratul Școlar Teleorman în finanțarea, în organizarea etapelor județene ale UNSS-ului și Olimpiada Gimnaziilor. Tocmai de asta vă spuneam că am avut niște rămășițe de anul trecut care v-au ajutat să... care ne-au ajutat să trecem cu bine, în sensul că putem ajuta, putem sprijini echipele sportive care au participat la aceste etape județene ale UNSS-ului. 80.000 de lei înseamnă 800 de milioane. Da. Care le-am împărțit anul acesta, am fost nevoiți 33.000 de lei la sportul de performanță, 28.000 de lei la sportul pentru toți, alte activități însemnând premierea anuală a sportivilor, care este o sumă fixă de 10.000 de lei, da, și 9.000 de lei pentru alimentație și susținătoare de efort. 9.000 de lei, 90 de milioane. 90 de milioane, da. Pe an. Anul acesta. Anul 2017. Anul acesta, da. Asta mi se pare până acum, până acum. Până acum. Acum să vedem la o nouă rectificare ce se mai poate... Da, pentru că, dincolo de tot și de toate, 330 de milioane de lei vechi, 33, acei 33 de mii de lei pentru sportul de performanță, totuși într-un județ care, mă rog, nu excelează și nu de pe deasupra decât sport de performanță are, totuși e enorm de puțin. Este foarte puțin. Și 9.000 de lei la alimentația sportivilor, mulți având mare nevoie de acest supliment. Au mare nevoie, mare nevoie, dar din păcate astea sunt sumele, aici ne putem limita. Să sperăm că va fi mai bine. Aveți speranțe sau pur și simplu... Nu, am trimis o adresă domnului ministru. Am comunicat că sunt insuficiente fondurile alocate pe activitate pentru activități de sport și pentru activitate de tineret. Ni s-a promis că la o nouă rectificare veți mai primi ceva. Vom mai primi. Bănișor. Să știți că este o problemă generală la nivel național, celelalte direcții la se vaită fel. La fel. Da, da. Bine, e o chestie ciudată pentru că acum peste tot se aclamă și se proclamă colectare masivă de bani la buget. Da? Acum, nimeni dintre noi, dintre, că și eu sunt și spectator sau telespectator, nu înțelegem, pentru că dacă, cu toți care stai, dacă iei direcțiile la rând, am colegi care povestesc după la alte, la fel să vă aiută toți directorii, domnule, bugetele sunt mai mici, nu putem, sunt mici. Un deficit de oameni, știi, nu putem să facem 5 controle, poți să facem unul, că este acolo unde, este dar unde zic că sunt banii, că... Și deficitul ăsta de personal se datorează salariilor foarte, foarte mici, care le au funcționarii publici și personalul contractual din Ministerul Tineretului și Sportului. Mă refer la nivelul instituțiilor subordonate, direcții deci nu la și centrală, cluburi. Da. Nu la aparatul central. Nu la aparatul central. Nu la aparatul central. Iarăși așa, iarăși se aclamă că se lucrează la o lege a salarizării și... Să sperăm că și s-au făcut măriri succesive, adică dacă nici acum nu e cât de cât, mă întreb. Să sperăm că această lege a salarizării va fi valabilă pentru toți. Păi nu doar legea salarizării unitare. Da, că, nu da. Doar pentru anumite. Păi știți bine că anul trecut s-au implementat în doar anumite ministere. Da. Bine, așa mă refer că... la doctor, nu? Că n-ar, da, doctorii au tot primit în... Deci, în ceea ce privește sănătatea și educația, no comment. Și educația au primit. Au tot dreptul să eu cred primească. Că, într-un fel, sau toată lumea are dreptul și ar trebui făcute niște criterii de performanță pentru ca cei care sunt da, acolo... Da, da, da. Da, da pentru da. Că eu cred că... Așa este. Nu ajungi oricum funcționar public. Așa și este. Sunt niște trepte ale ierarhiei absolut militarești. Este, sunt și privilegii, dar să știți că sunt și piedici. Fără îndoială, statutul funcționarului public statutul este funcționarului public este unul foarte rigid. Știu. Este rigid, nu-ți permite să faci absolut prea multe nimic. Lucruri, așa că... Nu-ți permite multe da. Lucruri. Și de asta... În afară de a fi cadru didactic... Altceva nimic. Altceva nu. Și numai în domeniul tău și sigur. Lucrurile sunt complicate. Da. Dar de asta spun că așteptăm legea asta salarizării pentru a putea, dar pe de altă parte, iarăși ce știu și din alte instituții de la județ și de peste tot, schema prevede un anumit număr de personal, e gândită ca să funcționeze într-un anumit fel și dumneavoastră mergeți pe avarii, adică cred că aveți multe locuri libere în schemă, nu? Avem... Fără să vă fi întrebat înainte, bănuiesc, pentru că așa e peste... Avem 3 locuri libere, două de funcționari publici care sunt suspendați. Au călcat strâmb?
Nu, suspendați în sensul că pe motiv de boală Am și înțeles. celălalt este consilier local în cadrul primăriei Roșu Ardebede, deci era vorba de incompatibilitate, Incompatibilitate. da? Și mai avem un post vacant de achiziții care ne-a venit în sfârșit aprobarea, deci după 2 ani de solicitări către minister, ne-a venit aprobarea anul acesta să demarăm procedura de concurs. Da, cred că e un post destul de important pentru achiziții Este în condițiile în în lumea de care azi. avem obligativitatea de a face totul transparent, PSA, orice achiziție, orice. Da, cunosc situații în care o travă de șoareci a trebuit pusă pe Absolut. ave Da, șoarecilor. da, da, da. Da, se schimbă un termopan, trebuie Bine că sunt trei dosare. și fel de fel de. Da, în lumea actuală, în timpurile pe care trăim, un astfel de specialist este indispensabil. Cu el Este. trebuia să înceapă și Este, după da. aia. Din păcate, ne-am fost deficitar la început la acest compartiment achiziții, pentru că, vedeți, până anul acesta nu îi prea i s-a dat așa mare importanță. Se vor Când se da. făceau niște investiții, când se făceau, era totul ok, adică Acum și plăteai. creionul este Și considerat o investiție, acum da. totul este considerat investiție, trebuie Suntem achiziționat. la jumătatea lunii mai și haideți să facem o mică trecere în vistă concretă a evenimentelor sportive pe care Da, în care da, ați da, fost da. implicată. Să începem cu sportul de performanță, pentru că, Da. vă Deci, în rog. ceea ce privește sportul de performanță, s-au desfășurat acțiuni organizate în colaborare cu CSS Alexandria, mai precis cu secțiile de handbal, de fotbal. Urmează kimonoul de aur care va fi organizat în colaborare cu secția de judo. Sunt activități de performanță care le-am făcut în colaborare cu structuri sportive de tip privat, mai precis fotbal-tenis, activități de fotbal-tenis. Cu ocazia zilei de 8 martie, am făcut cupa 8 martie în care au fost angrenate fetele sportivele de performanță de la fotbal-tenis. Basket. Deci activitatea noastră în ceea ce privește acțiunea de performanță a fost una destul de bogată. Nu la nivelul la care doream noi să fie, în sensul că foarte multe echipe nu poți să strângi pentru o asemenea competiție. Pentru Pentru că că ele toți nu care sunt vin vor deplasare, deplasare, vor un vor o parc cu apă. masă, vor cazare, vor premii, vor. Nu vor prea multe așa din ce Nu vor prea multe, dar de intră în registrul normalității. asta este. Da. Iar noi nu putem să acordăm decât masă participanților, premii, medalii, cupe, echipament sportiv, răcoritoare, Deplasare nu. deplasare în niciun caz. Deci fiecare club, fiecare echipă participantă trebuie să suporte cheltuielile. De ce participarea, de ce deplasarea nu se plătește? Are vreun statut special? Deci, conform HG 1447, astea sunt normele în vigoare, E asta bine că vi l-au legem. explicat foarte bine, să nu greșiți că. Mie îmi pare rău că acele cluburi de la care vin, sunt foarte puține cluburi de utilitate publică care își permit să plătească transportul echipelor la o competiție de nivelul ăsta organizată de direcție, pentru că ei plătesc și lor le este interzis să financeze transportul la orice competiție. Ei finanțează doar participarea la finală sau la zonă sau Da, la fazele la naționale. fazele naționale sau zonale. Deci sunt și ei limitați în ceea ce privește Da, decontarea ciudată treaba, cheltuielilor. pentru că ca să ajungi Este. la faza națională Este. Trebuie să treci prin niște trebuie etape. să le câștigi Trebuie pe ceilalți. să-ți dai seama de valoarea care o ai. Cum? Prin competiție, concurând unul cu celălalt. Da, e interesant ceea ce spuneți. E interesant. Bun, ce urmează? Ce mai aveți Da, acolo în avem. calendarul performanțelor? Deci v-am spus, urmează să desfășurăm kimonoul de aur. Anul trecut am avut marea satisfacție, dar aici s-au implicat foarte mult antrenorii de judo de la secția de judo de a CSS Alexandria, antrenori cărora le mulțumesc cu această ocazie. Au chemat atât de multe cluburi și probabil și dumnealor s-au dus, iar încă o dată vă spun, participarea benevolă la o competiție organizată de către direcție sau de către altcineva se face din bani proprii. Da? Deci dumnealor și-au trimis copiii, au Pe participat banii lor sportivii ca pe să vină banii aici. lor, tocmai pentru a determina și alte echipe să participe la competițiile noastre.
Am avut peste 30 și ceva de secții de judo din țară, foarte mulți participanți, am avut participare din Bulgaria. Ați deschis granițele, da, ceea ce e un lucru foarte bun. Păi să știți judo. Că nu numai la judo, și anul acesta, săptămâna trecută, sâmbătă, am organizat un festival de mini-handbal cu secția de handbal la CSS Alexandria, în care a fost invitat o echipă din Bulgaria. Pe vremuri, bulgarii treceau foarte des Dunărea, basketbaliștii bulgari. Să știți că aceeași problemă este și la ei. Ar veni, dar... Adică pe vremea trebuie vechilor ajutați. Regimuri și imediat după 90. Eu mi-aduc aminte că erau multe autocare cu numere de Bulgaria, încă de pe atunci, care veneau cu basketbaliști. Da. Acum nu știu, s-a schimbat legislația, s-au schimbat... Este, v-am spus. Deci la mini handball a fost o participare bună, au participat chiar din CSS 2 București. Au fost destul de buni în comparație cu ai noștri. Cu ai noștri, nu. Din păcate, ai noștri s-au clasat pe locul 4, iar CSS 2 București pe locul 5. Bulgarii ocupă în primul loc. Da. Da. Urmează Cupa Kanazawa, care este o acțiune, o competiție de tradiție la noi în calendar. De foarte mult timp o organizăm în colaborare cu Clubul Sportiv Kanazawa Alexandria. Club privat și el de crește. Da, structură de tip privat, de asemenea participare numeroasă și la această activitate. Mai avem un concurs de selecție pentru caiac, pentru secția de caiac a CSS Turnu Măgurele. Dar cum merg lucrurile acolo? Că am văzut că au foarte multe medalii și sunt un fel de port drapel al sportului de performanță. Sunt un fel de port drapel. Bine, acum faptul că și-au pierdut personalitatea juridică, asta nu îi determină să lase ștacheta jos. Deci, păi n-am simțit asta. În continuare își fac treaba. Nu cred că îi deranjează cu ceva. Că... În continuare își fac treaba, sunt antrenori de lot, sunt antrenori emeriți, sunt antrenori... E o tradiție care... Da, cu niște rezultate deosebite, care an de an au făcut parte, au avut sportivi la care au făcut naționale. Parte, care au făcut parte din clasamentul cel mai bun sportiv ai județului. Da. Vă rog. Urmează Cupa Musashi, de asemenea la karate, iarăși structură de tip privat. După cum vedeți, există multe... Aveți mulți parteneri privați. Da, da. Aceste structuri sportive de tip privat, eu cred că începe din ce în ce mai mult să capete o mai mare importanță, pentru că dumnealor se axează pe un anumit domeniu, da? Pe o anumită disciplină sportivă, pe o anumită ramură sportivă. În schimb, cluburile de... Departamentele. Cluburile de drept public, CSS-urile, CST-urile, așa, ele au mai multe în subordine, mai multe secții în subordine. Bun, înțeleg comparația, dar eu cred că sunt mai dinamice și că cluburile private și că au mai multă libertate. Au. Că de multe ori bani au mai puțin. Au mai puțin bani, da, de aceea. De multe ori. Da, de aceea trebuie făcut... Nu știu ce se întâmplă la nivel județean, dar există posibilitatea pe legea 350 să depui proiecte. Să depui proiecte, să accesezi, să obții fonduri. Dar nu știu de ce. Da, legea asta îți oferă într-adevăr posibilitatea, dar nu e chiar așa ușor să faci astfel de proiecte să mai fie și eligibile și câștigătoare. Direcția, să știți că nu este foarte greu. Direcția în 2008 a primit bani de la minister pentru așa ceva. Pentru ce? Pentru consiliere? Nu pentru consiliere, pentru asemenea pentru structurile sportive ca să depună proiecte. Deci pe legea 350 noi am primit bani separat față de buget de subvenții. Am primit bani separat tocmai ca să finanțăm aceste structuri sportive de tip care depun proiecte. Care depun proiecte. Și ați avut proiecte sau ați dat bani? Da, sigur, am avut o grămadă proiecte pentru că fiecare structură sportivă încerca să obțină un buget mai mare. Și ca să ai un buget mai mare, trebuie să ai mai multe acțiuni cuprinse în acel calendar, în acel proiect. Și de aici dinamismul și activitățile multe. Și... Vreau să vă spun că atunci asociațiile, deci a fost o colaborare extraordinară și se dezvoltaseră foarte mult asociațiile județene pe ramură de sport, pentru că fiecare dintre, unul dintre criterii era să își dezvolte ramura la nivel județean și erau nevoiți. Să iasă din Alexandria. Pentru că, acum să vă spun sincer,
Județul e mai mare decât Alexandria. Nu trebuie să ne limităm doar la Alexandria. Așa e, măcar orașele, dacă nu localitățile. În ceea ce privește sportul pentru toți, vreau să vă spun că la sfârșitul lunii acesteia și în luna iunie avem o mulțime de activități care se desfășoară în mediul rural. Avem Festivalul Sportului Nanoven. La Nano. Da, care se desfășoară cu copii, cu elevi din școală și din localitățile limitrofe, din comunele învecinate. De asemenea, avem cupa de ciocolată la Vârtoape, cu ocazia Zilei Copilului. 1 iunie. 1 iunie. Vreau să vă spun că... Ziua de ciocolată? Cupa de ciocolată. Cupa de ciocolată, bună. Un număr foarte mare de participanți participă la aceste competiții desfășurate în mediul rural. Tocmai pentru că este o noutate. Se întâmplă o dată pe an. Și sunt multe întreceri polisportive. Facem alergări de viteză, alergări de rezistență, fotbal. Vă dați seama, toți caută să participe, toți caută să plece cu ceva. Sunt atât de încântați doar ca să participă, nu neapărat să câștige ceva. Sigur, asta e o treabă foarte bună să intrați și în mediul rural, pentru că până la urmă și de acolo puteți și talente și sportivi de calitate. Ce vreau să vă mai întreb, mi-a rămas în minte acea cifră de 9.000 de lei pentru indemnizația, suplimentul de hrană sau cum se cheamă? Da, alimentație și susținătoare de efort. Câți astfel de sportivi avem în teren care primesc, dacă aveți un număr? Anul trecut, în 2016, 74 de sportivi. E multe, puțin? 74. Pe ce criterii se acordă? Păi se acordă automat sportivului de performanță sau celui care are nevoie de ea? Nu, celui care are nevoie de ea trebuie să îndeplinească niște criterii care au fost stabilite la nivelul direcției. Aceste criterii prevăd obiectivele care și le-a propus sportivul să le îndeplinească. Adică să aibă și niște performanțe. Da, sigur, performanțele obținute, cât de departe, perioada când participă la competiție, pentru că nu putem să dăm... Dacă ai competiție în decembrie, sigur, să dăm alimentație de efort începând, da, sau susținătoare de efort. Deci, vă dați seama, sunt niște criterii care trebuie să îndeplinite și... Din așa 74, cam pe unde se duc? Pe la judocani, pe la sportul Au fost și la fotbal, tenis, și la caiaciști. Caiaciștii, cred că ar trebui o perioadă mai lungă, așa că la ce efort au... Deși la caiaciști, în special susținătoare de efort, au solicitat dumneavoastră și la atleți, deci atleților din Telorman, mai precis și la Turnul Măgurelei și la... Alexandre. Da. La Roșior se mai mișcă ceva cu... Că oficial există o secție a CSS-ului și a existat și un CSS acolo. A existat, da. Din păcate, la fel ca la Turnul Măgurele, și-a pierdut personalitatea juridică. Nu lipsa personalității era problema. Juridice. Faptul că nu au avut numărul de sportivi necesar și nici nu prea au avut performanțe, decât foarte, foarte puține anumite secții. Foarte puține. S-au mișcat destul de greoi. Probabil nu a fost nimeni care să-i îndemne, să-i țină puțin din scurt. Pentru că Alexandria avea activitate de performanță sau nu, cu siguranță exista activitate fără îndoială. Turnul, iarăși. Cu secția de caiac. Și secția de atletism. Și fotbalul era... Și fotbalul, da. A fost bine reprezentat. Asigur, Alexandria era nucleul, dar la turnul excelau sporturile acestea de... Din păcate, nici la Videle nu mai exista acel Petrolul Videle, clubul sportiv Petrolul Videle, s-a întâmplat. Păi a dispărut, s-a privatizat, acum am înțeles că echipa de fotbal depinde tot de primărie, dar nu cred că mai e clubul sportiv care să aibă mai multe ramuri. Da. El nu mai există. Da, lucrurile sunt complicate aici. Doamnă, ce vreau eu să vă mai întreb și neapărat trebuie să discutăm și despre treaba asta. Cum vedeți centralizarea acestor structuri ale CSS-urilor? Ați activat vreodată în cadrul vreunui CSS? Nu. Știu că sunteți profesor de educație. Nu, sunt profesor de educație la catedră la școala Mihai Viteazu Alexandria. Numărul 2. Da, așa. Da. Care e scopul creierii unei singure structuri județene cu ramificații? Păi să știți că așa a mai fost și înainte. Înainte cu... Deci cam prin 80 și ceva, așa am înțeles că s-au... Nu știu amănuntul ăsta, trebuie să... Ba da, așa au fost. Erau structuri ale CSS Alexandria. Da. Și mare lucru nu văd să fie vreun dezavantaj pentru dumnealor.
Pentru că, până la urmă, se păstrează numărul de profesori. Numărul de norme didactice. Da. Dumnealor să-și dea interesul și să aducă cât mai mult sportiv, să se implice. Cum colaborați cu secțiile astea al CSS-ului? Foarte bine. Foarte bine. Avem o colaborare bună. Am avut Cupa Prietenii la fotbal. Cu secția de fotbal a CSS-ului. Născuți 2005-2006, foarte în iarnă fragezi. Avem, da, în iarnă iarăși avem 2000, mă rog, cu domnul antrenor Sorin Albeanu, cu domnul antrenor Ionuț Babadag, avem venit. Competiție. Da, da. Deci colaborăm destul de bine cu toate secțiile clubului. Anul 2016 a fost un an bun pentru sportul telormonean. Cum au fost, care a fost bilanțul și dacă puteți să ne faceți ceva previziuni la jumătatea anului 2017, anul ăsta? Eu o să vă invit și după ce faceți bilanțurile acelea, v-am văzut. Sperăm să... Ați dat o grămadă premii? Da, am dat. Au și fost unele rezultate. Da, vreau să vă spun că anul acesta, cel puțin, mi-am propus, în afară de suma care este limitată de la minister, deci 10.000 de lei, musai trebuie să ne încadrăm în această sumă. 100 de milioane. Da, 100 de milioane vechi. Să încercăm și altă modalitate, să atragem sponsori. Aveți posibilitatea asta legală să aduceți sponsori lângă direcție? Da. Ați încercat ceva? Nu, anul acesta încerc și vreau să încercăm prima dată cu festivalul, cu tabăra națională Drăgaica. De la Zimnicea. De la Zimnicea. Ediția 10-a? Ediția 10-a. Și cum veți încerca? Că sunt curios. Ne dezvolim și secrete de marketing. Nu este niciun secret de marketing. Am zis să fac o listă oamenilor cu bani, a patronilor. Așa vă gândiți că, da. Păi, fiecare trebuie să înceapă de trebuie undeva. Trebuie să, pe lângă faptul că apelați la filotimia lor, la filantropia lor, să da. Folosesc și termenul actual, unii vor da o sumă, că, domne, pentru copii, pentru ea aici, dar va trebui să și oferiți ceva, știți cum e? Că așa e în marketing. Domnul meu, să dea o sumă nu o dă nimănui altcuiva decât copiilor care participă. Știu, dar pe unii sunt oameni care spun, domne, trebuie un panou, ce vizibilitate, da, ce expunere aveți. Dar de ce? La fiecare... În afară că apărez la Media Sud, asta e clar. La fiecare 5 minute vom spune lista sponsorilor festivalului, deci de ce nu? Dimpotrivă, am zis că facem și niște afișe. Vom face niște afișe să le împrăștiem prin Zimnicea, dar asta numai în momentul în care... Găsiți sponsorii. Nu, în care ne vin aprobate taberele. Pentru că ele sunt în faza de... Am depus cererile. Adică ați depus cererile, am dar depus cererile. Nu sunt de sigură dacă se aprobă. Eu cred că se aprobă amândouă, dar care va fi amploarea lor? Anul acesta... Ministerul Tineretului și Sportului a făcut un protocol de colaborare cu Ministerul Culturii și Identității Naționale. Vai de. Da. Și trebuie să găsești meșteșuguri pe acolo. În timpul acestor tabere, în timpul desfășurării acestor tabere, vine un reprezentant din partea Ministerului Culturii. Care în viața lui n-a mai venit pe la astfel de... Să vedem în ce fel, cum și... Vă dați seama, vrea? Este ceva nou și pentru noi. Da, păi trebuie, dacă tot ați amintit protocolul ăsta, trebuie să găsiți și o componentă din asta care să fie bine văzută de acest Minister al Culturii, adică să fie și așa mai spirituală și să fie și de identitate. Da. Că da, nu puteți să veniți cu hipsteri. Da. Cu hipsterism, da, știți? Da, adică fără tineri pe role sau... Încercăm, deci o să încercăm cel puțin anul acesta prin criteriile, prin mijloacele noastre să aducem formații din țară care să participe. Vorbesc de Drăgaica. Da, vorbesc de Drăgaica. Formații puternice, formații care au de top. Palmares, care au performanțe. Nu ne vom mai limita doar la... Cine vrea. Da. Pentru că e frumos, vin, te distrezi. Este frumos. Festivalul e ok pentru copii. Și până la urmă este un concurs. Este un festival concurs. Da, aduceți astfel de lucruri, poate mai vin și televiziuni în afară de noi. Adică noi oricum o să... Sperăm. Trebuie să vă vindeți, poate. Da, încercăm să mediați. Ne trezim că ne interzice sau că nu. Doamne ferește, sunteți bine veniți. De asta zic, la sponsor, pe lângă această filantropie și umanitarism și sensibilitatea omului cu bani, că de obicei pe asta
S-au reușit aducerea de bani din sectorul Mă privat? credeți că nu am făcut, încercat, nu am încercat niciodată până acum. Păi, doamne, e prima zic... dată când încerc. Să vedem ce o să iasă. Eu vă doresc multă baftă. Mulțumesc. Unii vor da, unii vor să da. Să sperăm. Mulți se și feresc, adică, domne, nu vor publicitate, vor ajuta cu fonduri. Dar așa văd eu lucrurile. Un agent economic, un om afaceri puternic, domne, vrea ceva în schimb. Adică vrea să aibă expunere, să vadă ce public ai. Să pui un afiș vizibil, să ai niște produse de la el, dacă vorbim de o tabără de folclor, poate niște produse din astea de patiserie tradițională, da, nu știu, niște da. Aliveni și poale în brâu. Am, face un mic comerț acolo, de lucrurile trebuie gândite. Trebuie gândite și lucrurile astea cu proiect nu sunt așa simple. Nu sunt deloc simple. Sau să te duci să... Nu sunt deloc simple. Și cum aveți oameni puțini... Suntem foarte puțini, da. Suntem foarte puțini. V-am spus anul acesta, am hotărât chiar de drăgaică și pică deci, într-o zi de sâmbătă. În felul acesta mă gândesc că lumea este liberă, nu se mai duce la serviciu, vom avea un public mai mare, un număr mult mai mare de Gândiți situația, pentru da, că da, poate da. V-am zis, poate niște firme mari, nu știu, firme de patiserie, sunt, nu le dăm nume, la care poate să vină cu niște standuri acolo. Cu, sigur, da? Sigur, este o idee bună. Păi, e, bine că v-am, da, păi, nu, da. E bine că v-am dezvăluit intenția mea pentru că am învățat îmi ceva. Îmi faceți da? Comisiunea. Sigur. Acolo. Mănânc alivenci gratis. Da. Am prieteni care se ocupă cu chestia asta și scriu chestii întregi, adică e și obositor așa, trebuie să... Dar așa este lumea modernă. Și pe lângă activitățile sportive, puteți să le dezvoltați și pe astea cu sponsori. Cum vindeți dumneavoastră... activitatea asta sportivă, cum îi atrageți? Pentru că sunt câțiva oameni care dau, mulți dau, nici nu vor să audă de ei. Păi, dumnealor... Pentru că legea e nici nu vrea să omul să mai facă acte, că e păi complicat. Păi, asta este pentru că... Și nu e cazul la dumneavoastră. Birocrație, da, da sigur. De multe ori ia domnule aici, păi trebuie pentru apă la copii și să transportul neapărat care s-au dat părinții. Ia colea și lasă tu hârtile că avem, ne doare capul. Sunt multe cazuri din ăsta și legislația nu ajută. Încercăm, deci... Pasul care îl începem va fi festivalul Drăgăica. Să sperăm. Vindeți-l bine. Să sperăm. Vindeți-l bine. Nu știu ce idei vom mai avea. Pentru mai... că se poate face ceva. Se poate încerca, nu știu, prima ediție marketizată cum ar fi, dar dacă aduceți public foarte mare acolo, sunt câțiva oameni, câteva firme, agenții economice, în teren, care ar putea face. Dar... Știți că am colaborat bine cu firma Interagro. Nu trebuia să-i dați numele, da, da. A doua oară, da, așa. Da, îmi rețineți din... Cea mai mare firmă din... Așa, am colaborat bine și sperăm să... Mai sunt și alte, da. Sperăm să... V-am spus, să deocamdată suntem la întocmirea listei. Da, omul cu bani care mai are, ăsta da. Își permite ce bilanț are la afaceri, da. E prima dată, sper să reușim. Eu vă doresc baftă, cred că până la urmă ăsta e trendul. Și, cum, și la activitățile sportive, cred peste că tot așa. Peste tot, da. Pentru că am cunoscut manageri de școală care reușesc să facă proiecte cu tot felul de instituții, inclusiv cu mari firme private și să aducă foarte mulți bani în școli minusurile care n-au auzit absolut nimeni și să facă lucruri extraordinare pe care autoritățile de acolo nu le făceau. Înțeles. Da. Și eu am fost mirat pentru că știu că de obicei proiectele se fac de la începând cu Consiliul Județean, în primărie, sau în mediul privat. Adică tu, hămesit, faci o chestie și băiat aștept și faci o chestie ca să câștigi. Ei, se poate face și în sectorul ăsta, fără să ai bani în mână, efectiv, dar ți se decontează totul. Da. Chitanți totul la... Da, da. Lucrurile se schimbă. Și... E un pic mai complicat, dar... Simplu nu e. Începutul, da, începutul e greu. E greu. Bun, hai să vorbim de tabere. Deci e Drăgaica pe 24. Da. Următoarea și va fi culorile și ediția 10, să spunem. Da, Drăgaica ediția 10. Obiceiuri populare este date și obiceiuri populare de vară, nu? De vară, de vară, da. Da? Cu celebrul cântec al lui Lazar, da. Că am început să le învăț. Și mai e culorile. Mai avem cealaltă tabără națională, culorile câmpiei, tabără de creație în perioada care ne-am propus-o, 3 iulie, 10 iulie. Aia e perioada premergătoare concediului da. Nostru, că știu că în fiecare an, înainte să intrăm da. În concediu, erați... De asemenea, la acea tabără vrem să participe, la fel vom avea niște criterii mult mai stricte anul acesta, tot după performanțe, palmaresul fiecărui participant, să vedem cine se înscrie, să vedem ce secții vom face... Da, sunt două inițiative foarte frumoase.
Sunt de tradiție. Să sperăm că ele vor, nu vor înceta și că vor avea continuitate cât mai lungă, pentru că asta e cheia succesului. Și așa se creează un brand, ca să folosim termenii ăștia că m-ați provocat cu proiectele. 100 de locuri? 100 de locuri, pe maxim? Mergem pe maxim, pe capacitatea noastră de cazare, 100 de locuri la Drăgaică și 100 de locuri la Culorile Câmpiei. La Culorile. Anul trecut a fost primul an în care ni s-au aprobat 100 de locuri la Culorile Câmpiei. Până atunci, 50-48 de locuri. Adică jumătatea din capacitatea taberei de la Zimicea. A fost un succes anul trecut, a fost foarte frumos. Multă culoare, mulți copii, împletituri, profesori interesanți, veniți de prin toate zonele. Da, am avut reprezentanți de la Horezu, am avut o zonă, ca să spunem, deosebită. Noi suntem la sport aici, dar am auzit deosebită. De ceramica de Horezu, da? Cu niște exponate deosebite, am avut din Tulcea, am avut și de aici, de la noi, din Roșiori. Sigur, de la nu îi neglijăm pe ai noștri, dar suntem cam obișnuiți cu ei și mai de asta nu... Da. Bun, asta ar fi important. Ați depus proiectele, ele probabil se vor aproba, pentru că nu văd de ce nu. Depinde ce amploare vor avea. Sperăm ca până la sfârșitul lunii mai să vină și aprobarea rezultatul. Cu bugetul. Admis sau respins. O dată cu aprobarea asta vine și bugetul pentru... Da, pentru... Deci nu intră în bugetul de asta, că mă speria să la ce buget... Au buget separat. Nu, au buget separat. Și alte tabere n-ar mai fi, astea ar fi de-astea de creație? Nu. Deci astea sunt tabere naționale. Alte tabere care vrem să le desfășurăm și anul trecut am avut posibilitatea și am desfășurat două tabere, două perioade diferite. O tabără pentru persoane cu pentru elevi cu dizabilități și o tabără pentru elevi care provin din familii cu venituri mici. Au fost noutăți pentru Telorman, să înțeleg. Pentru tabără, da, au pentru fost tabără. Noutăți, da, au fost. Vreți să le dați continuitate și anul ăsta? Da, și anul acesta încercăm, mai ales că anul acesta ni s-a redus și numărul de... Totul s-a redus. De locuri. Anul trecut am avut 48 de locuri la tabere sociale și 32 pentru elevi cu handicap, cu dizabilități. Anul acesta avem 30 de locuri. Tabere sociale și 32 de locuri persoane cu copii. Dacă mai tăi puțin de ele, se plictisesc copiii între ei, dacă aduci... Păcat, pentru că anul trecut ni s-a cerut să facem o analiză și chiar am solicitat tuturor primăriilor și chiar am primit răspunsuri. Câte persoane... Respectă criteriile acestea de... Da, câte. Și depășisem. Deci eram... Și mă gândeam, zic, să vezi acum ce număr mare de locuri ni se vor... Facem două etape, adică... De unde? Da. Bun. Fără banii, toate ideile, știți cum, rămân în stadiu de idei, toate visele se termină dimineața, iremediabil, și apoi începe realitatea. Așteptați o rectificare bugetară și dacă vreau să ați făcut o cerere și ce ați cerut în acea cerere, adică unde ați mai avea nevoie, sau să vă întreb altfel, banii ăștia până când vă ajung? Păi dacă nu aveam proviziile de anul trecut, jumătate din ei erau deja terminați. Da. Erau gata. Și cum ați vrut să faceți proviziile? Adică nu ați cheltuit, nu ați făcut cheltuie anul trecut? Sau v-au dat ministerul prea mult și domnule, n-ați răzbit? A fost suficient, deci a fost o sumă rezonabilă și tocmai pentru că știam că bugetul ne vine aprobat târziu, am zis că e bine să avem niște provizii, niște... Pentru că au prins bine, v-am spus, toate etapele județene ale Olimpiadei Naționale ale Sportului Școlar, le-am finanțat, le-am susținut cu aceste premii, cu aceste echipamente, materiale sportive. Asta este sprijinul noastră și eu acum vreau să vă întreb care este rolul direcției în aceste Olimpiade Naționale ale Sportului Școlar și... Sprijină cu materiale, cupe, medalii, diplome, câștigătorii acestor competiții. Asta e rolul pentru stimulare. Pentru stimulare. Organizarea și... Publicul, adică publicul participant, eu l-am văzut tot mai rarefiat. Este. De regulă vin părinții, familiile celor care... Nu. Participanții, competitorii, asta mă îngrijorează. Adică mie mi s-au părut că sunt cam... Din ce în ce mai mic. Mai puțin. Un număr din ce în ce mai mic. Da. Pe la handbal, fete, cam puțin. Din păcate, da. Este o problemă, acest lucru am văzut-o nu. Sunt profesor de sport, de asta vă și întreb. Tocmai asta este, știu. Ce am și echipă de handbal și am și echipă de handbal feminin,
Deci ne dăm interesul, dar acolo unde există bază materială, se poate... Aveți o bază materială la școala la 2, școala dar 2, da. Nu e vreun dar liceu, ca, nu e ca la Oxford, să adică nu știți, aveți să știți că acești copii sunt dornici să participe la competiții sportive. Acum depinde și de profesori, dacă doresc să-i ducă la competiții sportive sau dacă nu doresc să-i ducă. Vreau să vă spun că am avut surprinderea neplăcută ca la Olimpiada, la etapa județeană de basket gimnaziu, a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Să fie o singură echipă? Nu. Au fost trei echipe din tot județul la băieți, masculin, și doar două echipe la feminin. Ceea Imaginați-vă. Ce... Ceea ce este... E o formă fără fund. E foarte, foarte, foarte rău. V-am spus, unul din... Eu zic că marele impediment este lipsa bazei sportive. Și faptul a că... Școlii. Da, a școlii. Și faptul... Majoritatea și-au făcut... Faptul că... Acum, cel puțin din mediul urban, cam au, dacă... Aceste conduceri școlare nu alocă bani suficienți pentru materialele cu care se... Conducerile școlilor, de conducerea școlilor, da. Nu alocă bani suficienți. Li se pare mai puțin important să facă un teren de sport sau să cumpere niște mingi pe care profesorul să le folosească. Asta este problema care se confruntă profesorii de sport, de educație păi, fizică. Aveți un rol și acolo, în cancelarie. Sunteți membri ai Consiliului Profesorial. Puteți lua cuvântul. Chiar, cred că sunteți chiar așa ostracizați. Din potrivă, eu am văzut că într-o anumită perioadă era un trend. Mulți directori erau profesori de sport. Adică te ajunsese enervant la un moment dat. La un moment dat, profesorul de sport să fie și director. Dar tot... Da, deci da, era... Să știți că era un bun manager. Și păi, n-am spus vedeam, de la caz la caz. Vedeam da, mult bine, mai oameni larg. Și oameni, nu avea că... o viziune mult mai largă. Deci, la una, ideea că profesor de sport nu prea îl văd ostracizat. Poate că el se auto-complace în povestea asta. Cel puțin la ora actuală, deci vorbim în momentul acesta, deci vă spun sincer, conducerile școlilor nu prea își dau interesul în ceea ce privește dezvoltarea sportului la nivelul unității școlare respective, să susțină financiar, pentru că sunt multe echipe care vor să participe și nu se pot deplasa. Nu își permiți. Directorul îi spune, nu te duci să participi la acea competiție pentru că nu ai transport. Nu îți putem asigura transportul. Da, unii profesori mai vin cu mașinile, cu... Da, e, asta păi este e... greu, nu poți să participi la toate competițiile în felul ăsta. Și că e total neindicat, adică... Absolut, vă dați seama, se întâmplă înghesuit. Un accident, da, Doamne ferește. Da, complicată, aveți viață complicată. Una peste alta asta vă spuneam, că fiind și la direcție și fiind și profesoră, cunoașteți lucrurile... Și de și de din la unii, partea asta și din partea parte asta din alta, da. Fiind la bază, până la urmă, profesia de bază, cea de, asta cea de profesor, de educație mai devreme sau mai târziu veți rămâne tot acolo. Și atunci asta aș fi vrut și eu să încercăm un răspuns. De ce Dumnezeului nu mai avem, înainte competițiile sportive, chiar și cele neoficiale, nu sub egida Olimpiadei, care oricum erau trăznet, nu știu, meciurile de handbal între școli rivale, strâneau niște pasiuni, de basket, de fotbal. Să nu mai că există chestia asta. Există un interes destul de scăzut și din partea copiilor, din partea elevilor. Da, asta spun. Pentru că este mult mai ușor să stai în fața calculatorului sau cu telefonul în mână decât să ieși un pic afară și să faci un joc de fotbal sau de basket. Dar nu e mai ieftin o minge de fotbal decât sau de este basket? Mult mai ieftină, dar nu contează ce este ieftin, contează ce este scump. Da? În... Să mărim prețurile astea. Da. Nu, de asta spun că sportul, dincolo de a ajunge, ca să faci performanță, este costisitor. Este, este foarte costisitor cele sacrificii în ziua de și așa mai departe. Dar da. Ca să faci sport și ca să se dezvolte apetitul către un sport sau altul, nu ai nevoie de nu știu câte zeci de milioane de lei vechi, bineînțeles. O simplă minge, o pereche de încălțăminte deci, acolo spus... și... În orașe, deci... Cât de cât este până în orașe, cam este. Adică sunt săli de sport, sunt terenuri de sport. Adică unde nu, în orașe nu... Deci în orașe este o slabă participare a copiilor. Nu mai au interes, nu mai au dorința aceea. Și la țară ar merge, dar... În schimb, la țară ar merge, dar nu avem baze sportive acolo. Nu avem decât Maidanul și atât. Și, la... și să alergăm pe șosea. Iarăși o problemă. Da. Da, păi că multe localități n-au trotuar, așa și... Doamna profesor, mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Vă doresc multă baftă cu parcurgerea proiectului pe care le mai aveți. Sperăm să le ducem la bun sfârșit. Bucuroși, le-am duce toate.
când de sunt fi bani. pace de război. Război nu va fi, cu siguranță, dar sperăm că vor fi bugete suficiente ca să faceți acele proiecte, să le dați o continuitate și ușor, ușor, de la an la an, ele să crească. Pentru că, vorba bătrânului Caragiale, dacă nu mergem înainte, înseamnă că stăm pe loc și o luăm înapoi. Sigur. Vă mulțumesc foarte mult, încă o dată, baftă. Dragi prieteni, aceasta a fost întâlnirea din această după-amiază de luni. Eu sunt Bogdan Cotruță. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci însă rămâneți cu Media Sud. În câteva minute avem știrile. Toate bune, la revedere!